Salut, bine v-am regăsit la Istoria cu Virgil. Am ajuns cu ultimele episoade în zona cea mai delicată a istoriei noastre, perioada interbelică și al doilea război mondial. E un subiect sensibil pentru că vorbim oarecum de evenimente mai recente și foarte, foarte încălcite. Așa până acum era ușor, toată lumea era de acord că a fost frumos cu independența, cu unirea, mai puteam să fac și eu o glumă liniștit. Azi, în schimb, subiect greu, Corneliu Zelea Codreanu și mișcarea legionară. Ia să vedem cum o scola capăt. Pentru că știu din sezonul trecut ce repede au sărit unii când am ajuns cu povestea la legionari, o să încerc să nu mai alimentez sentimentele astea negative și să prezint povestea cât mai curat. Eu măcar încerc, sper ca și voi să încercați același lucru în comentarii. Așa, mișcarea legionară pornește de la niște aso asociații studențești. Mișcarea legionară pornește de la niște asociații studențești care voiau o altă față la României. Până aici totul ok. Acuzau corupția și jocurile de culise ale marilor partide politice. Din nou de acord le era teamă de bolșevici, pe bună dreptate, voiau înlăturarea influenței masonilor, aici începem deja un pic cu vânătoarea de vrăjitoare, și puneau accentul pe naționalism, religie și cultul eroilor. Și m-ați pierdut. Liderul, capitanul, cum își zicea sau ei se zicea, nu știu care a venit cu ideea, a fost Corneliu Zelea Codreanu, un tânăr cu mare priză la publicul interbelic dezorientat. România era acum confruntată cu nesiguranță politică, criză economică și neînțelegeri între lideri. Cum să o scoatem la capăt, întrebarea? Extremist de dreapta, normal. Deci hai să vedem cum s-a ajuns aici, urmărind povestea lui. Corneliu Zela Codreanu. Codreanu este născut în 1899 la Huș. Bă, și tu tot din vasului. Cu numele e o întreagă poveste. Corneliu apare pe lume prima oară cu numele tatălui, Zelinski. Nume de origine poloneză, de când bunică su care locuia în Bucovina a trebuit să se aclimatizeze. Dar apoi tasul face reconversia la numele românesc, Zela Codreanu. După școala primară face liceul militar la Mănăstirea Dealu și școala militară de infanterie la Botoșani. Deci ca să înțelegem influențele. Și ca să punctez cât de importantă e educația în anii copilăriei. După primul în Europa. Uh, se răspândesc. După primul război mondial, în Europa încep să se răspândească ideile bolșevice, antimonarhice, antinaționaliste și atee. Și normal, apar mișcări reacționare din cealaltă extremă. Iar răspunsul societății românești este mișcarea legionară. În 1919, Corneliu se înscrie la Facultatea de Drept din ea și imediat intră în organizație studențești antibolșevice. Se formează Asociația Studenților Creștini, iar Codreanu este ales președinte, scopul fiind în primul rând să apere țara de comuniști. Comuniști care destui erau evrei și prin urmare o condiție suficientă suficientă ca linia între lupta împotriva comunismului și antisemitismului să fie foarte neclară spre invizibilă. Apoi pleacă în Germania la doctorat. Numai bine, acolo Hitler tocmai termina de creionat doctrina nazistă și creștea repede în popularitate. S-a mai notat o influență. Ce am observat e că limba română ne cam joacă o farsă la faza asta. Că la noi termenul e nazist și pare că nu are legătură cu nimic. E un cuvânt de sine stătător. Dar normal, nații E prescurtare de la, cum se zice național, socialism în Germania. Naționalism. Înțelegi un debat? Hai cu al nostru, e bun, da? Cu măsură. Cât codreanu este în Germania cu studiile, în România au loc mari mișcări studențești. Pe 10 decembrie 1922 are loc o adunare a delegațiilor studenților din toată țara la București, care definesc un manifest în 10 puncte și declară grevă generală în toate universitățile pentru îndeplinirea lor. În scrierile lui, Codreanu amintea în termeni mistici despre momentul ăsta. A fost un mare moment de iluminare colectivă, ca lumina unui fulger în mijlocul unei nopți întunecoase. El, Codreanu, era vocea unei noi ideologii, dictată de tradiție, naționalism și credință. Doar cei care aderau la mentalitatea asta erau reprezentanții poporului român adevărat. Singurii care știau, după cum tot el spunea, calea de viață și de onoare pe care ar trebui să mergem noi și strănepoții noștri dacă voim viață și onoare pentru neamul nostru. Codreanu spunea în cartea lui de căpătâi pentru legionari că adevăratul popor român este format doar din cei curajoși, care nu s-au supus și au luptat pentru libertate. Iar acum ei, legionarii, erau haiducii zilelor noastre, care trebuiau să lupte pentru libertatea neamului. Din nou, neamul trebuia cernut și balastul putea fi abandonat fără probleme. Ei, aici mi se pare cu ia razna cel mai rău ideologia asta, ca toate ideologiile extremiste de altfel. Uită sau nu vrea să admită că poporul suntem toți, că nu e trecut nicăieri cu o condiție pentru a fi român e să fii și ortodox, să te îmbraci în și să mănânci brânză cu ceapă. Și să să cânți la fluier. Și că mai trăiau pe lângă ei și alți oameni care își doreau la fel de mult dreptate și onoare, doar că înțelegeau să-și trăiască viața în alt mod. Îmi plac și mie tradițiile. Ea e un simbol și pentru mine, dar o asociez cu alte valori. Nu poți să forțezi oamenii să gândească la fel ca tine. Și cu atât mai puțin să-i condamni când nu gândesc la fel ca tine. Gândește așa cum ai fost crescut și educat. Și încă o dată, uite cât de importantă e educația. Acum, eu te cred că a fost mișto sentimentul pe care l-au simțit atunci studenții români. Linia aia luminoasă a dreptății pe care au văzut-o și despre care vorbește Codreanu în scrierile lui, probabil același sentiment de unitate, de forță, pe care îți dă o masă de oameni efervescentă, pe care l-au simțit și ea cu Republica Franceză, și bolșevicii la Moscova, și revoluționarii români în 89. Cu ceva noroc, și poate dacă nu erau timpurile de așa natură, energia aia putea fi folosită într-un mod mult mai constructiv pentru România. Îți dai seama atâta amar de tineri studenți, probabil cea mai promițătoare resursă a țării. Dar ăștia au fost stimulii pe care i-au primit, felul în care au fost tratați și asta e și până la urmă. Astăzi, o mișcare atât de viguroasă a tinerilor României cred că ar avea o față mult mai moderată și în interesul țării. Și din nou, de asta e importantă educația, să fim în stare să înțelegem ce este spre binele comun și unde începe autodistrugerea. Da, e așa de comod pe canapea și popcorn și a apărut un nou sezon din serialul meu preferat. Despre ce vorbeam? Bum! mi s-a dus atenția. Cam ăștia suntem. Înapoi la subiect. În 23, Codreanu se întoarce în țară și ia parte la Iași la înființarea Ligii Apărării Național Creștine, condusă de profesorul și mentorul său, A.C. Cuza. Tot în 23, Parlamentul trece legea cetățeniei române pentru evrei de pe teritoriul țării. Lege cerută de puterile occidentale încă de la independență. Situația era acum însă mult mai sensibilă, iar decizia asta îl determină pe Codreanu să ia măsuri. Face o listă cu oamenii politici și de afaceri considerați trădători de neam, care trebuie eliminați chiar cu prețul suprem. Unul dintre membrii însă mai puțin țin convins de energia divină și de discursul capitanului, renunță și anunță, renunță și anunță, renunță și anunță autoritățile de complot. Grupul este arestat, dar anul următor sunt achitați, căci că până la urmă n-au făcut nimic greșit. Stai așa. Urmează noi conflicte între grupurile de studenți transcendental naționaliști, și autorități. Poliția care îi provoacă constant tot ca să aibă motive apoi să le bage pumnul în gură. Conflictul ăsta o să escaladeze până atinge pragul de violență pe față. Într-un incident de la procesul în care îl apără pe un student în fața prefectului de poliție al Iașului, Manciu îl chema, Codreanu îl împușcă în cap pe polițist. În legitimă apărare o să decide instanța până la urmă și la din nou. În 25 Cornel se însoară cu mare show, ci că 80.000 de persoane au participat la nuntă, construită simultan ca o lovitură de imagine de echipa de campanie. Am fi putut vedea imagini și astăzi dacă Că fotografiile și filmarea n-ar fi fost luate de autorități și arse pentru păstrarea ordinei și siguranței publice. De frică, adică. După asta, Codreanu merge în Franța ca să-și termine studiile în drept. Întors în țară în 27, cum, cum în Liga... Întors în... Întors în țară în 27, cum în Liga Apărării Național Creștine a apăruse rămâncătorii, Codreanu își face organizația lui. Legiunea Arhanghelului Mihail îi zice de la o viziune pe care o avusese el cu o icoană în închisoare la Văcărești. Încep să se organizeze cuiburi legionare, celula de bază a structurii. Legionarii își fac mesajul cunoscut tot mai mult, prin mijloacele de propagandă pe care le aveau și el la îndemână. Publicații scrise, flyere din astea și proiecte de voluntariat în care construiesc ce e nevoie, începând cu biserici, după aia că mine studențești, poduri, drumuri, ca să transmită poporului ideea că ei sunt băieții buni, cei care vor să clădească o Românie nouă așa cum trebuie. În 1930, el capitan își deschide brațele spre orice altă organizație anticomunistă din țară și le cheamă pe toate să facă parte împreună din Garda de Fier. Singurii înscriși rămân legionarii. Deci, până la urmă, a fost oarecum doar o mișcare de rebranding. În continuare, în șicane cu autoritățile, legionarii nu fac bine ca partid la alegerile care urmează. Dar Codreanu iese deputat de două ori pe persoană fizică. România e tăiată de neajunsuri, tensiuni sociale și haos politic. Țărăniștii nu sunt în stare nici ei să țină de putere, guvernele stau câte jumătate de ani și pică, vine și Carol în țară, dar tot degeaba. Carol al doilea. În mediul ăsta, doctrina lui Codreanu e tot mai pe sufletul românului de rând, nemulțumit de politicienii vechi. Și așa, Partidul Legionar crește tot mai mult în popularitate. Suntem în 1933, se apropie iar alegeri, motiv pentru noi represiuni și abuzuri asupra cămășilor verzi. Cămășile verzi, poreclă venită de la uniforma lor, inspirată de diviziile fasciste și naziste. Am zis-o bine. Tot de acolo au preluat pe lângă o bună parte din ideologie și organizarea strictă și salutul, salut. Noul guvern condus de Ighe dispune dizolvarea gărzii de fier, arestează legionari pe capete și câțiva sunt chiar uciși. În replică, un grup de trei băieți în verde îl asasinează pe premier. Nu mai era de glumă urmează un val și mai mare de opresiuni împotriva mișcării. Cu garda dizolvată se găsește o nouă soluție. Codreanu înființează partidul Totul pentru Țară. Exact aceeași treabă, dar al la nume. Aici vine episodul cu asasinarea lui Stelescu, în 36. Un membru legionar care se pare că sifona informații din cuibul legionar și era sponsorizat de oamenii lui Carol al ii ca să-l critique pe capitan în presă să-i mai taie din capitalul de imagine. Un grup de 10 oameni este trimis să-l pedepsească pentru trădare. Ciuruit cu gloanțe, ce-o cu toporul în timp ce intonau imnuri legionare. Creștinește, cum zice și doctrina. Asasinii se predau și o să fie închiși împreună cu cei care l-au omorât pe premierul Duca, plus mai târziu capitanul din ordinul lui Carol, pași pe bucăți în total. 1937 vine cu o nouă demonstrație de popularitate a legiunii. Doi membri, Moța și Marin, mor în războiul din Spania unde se înrolaseră voluntari de partea lui Franco. Sunt primiți în țară ca niște eroi. Se face edita mai ceremonia de mormântare în București, cu defilare și mulțimi de oameni pe străzi. Efectul se cunoaște. La alegerile următoare, legionarii prind multe mandate, obțin 16% din voturi. Dar, cum niciun partid nu obține majoritatea, majoritate, Carol trage de roata norocului ca să aleagă noul șef de guvern, care nici nu mai contează pentru că în anul următor dă lovitură de stat și începe dictatura regală. Continuă represiunile asupra mișcării legionare, incomodă pentru rege. Codreanu este ținta principală, arestat, judecat și condamnat pentru calomnie la adresa unui demnitar iar demnitarul ăsta este Nicolae Iorga. După atâtea procese în care fusese achitat, de data asta nu o să mai iasă la libertate. În noiembrie 38, cât era plecat în Germania la un ceai cu Hitler, regele Carol al II-lea lasă vorbă să-i transfere pe deținuți dintr-o închisoare în alta și pe drum ăștia să evadeze ca să aibă motiv gărzile să-i strângă de gât până nu mai suflă. Toți, inclusiv capitanul, caput. Cei pe sunt sugrumați în pădurea Tâncăbești. Ca răspuns se formează un grup care caută răzbunare. Un nou prim-ministru este asasinat, Arman Călinescu. Și de aici se aplică din nou legea talionului. În un val de crime împotriva membrilor mișcării, legionarii sunt uciși cu sutele. O demonstrație de forță a dictaturii lui Carol. Pe mai departe, liderul legiunii devine Horia Sima, care reușește să țină în viață organizația împotriva suprimărilor puterii. Dar cumva, norocul, să zicem așa, se schimbă pentru legiune. Vine războiul peste noi, pierderile teritoriale din 40 pac-pac, regele Carol abdică și își vede de ale lui pe alte meleaguri, iar puterea este pasată generalului Antonescu. Iar Antonescu bate palma cu legiunea, pentru că nimeni dintre politicieni nu voia să se asocieze cu poziția în care ajunsese țara. Se creează statul național legionar, cu Antonescu șef peste un guvern cu jumătate miniștri legionari. Știi când te uzi la documentare din alea cu Germania nazistă și te minunezi de hipnoza aia generală care i-a dus pe oameni în punctul ăla? Ia dați o căutare pe net cu Antonescu și Horia Sima să vedeți defilări cu mâinile ridicate și pe la noi în România. E și asta parte din istoria noastră și numai acum 70 de ani. Iar pentru unii e chiar motiv de mândrie, pe mine asta mă îngrijorează mai mult. Cu puterea mână, verzii se dezlănțuie. Își creează un sistem de dreptate paralel prin care pedepsesc pe cine consideră ei că e vinovat pentru crimele din urmă. În noiembrie 40 sunt uciși 64 de militari, foști miniștri și demnitari la Jilava. Plus separat asasinarea lui Nicolae Iorga și Virgil Magiar. Pentru Antonescu e de ajuns și vrea să pună capăt nebuniei. Se învoiește de la Hitler și desfințează statul național legionar după doar câteva luni. Timp de 3 zile în ianuarie 41 are loc un fel de război civil între legionari și armată, cunoscut ca rebeliunea legionară. Antonescu va învinge. În disputa asta cad victime și o grămadă de evrei. Uciși și jefuiți de oamenii lui Sima, sinagogi și temple devastate în ceea ce a rămas capogromul pogromul de la București. Unii legionari fug în Germania, alții închiși sau chiar trimiși în linia întâi pe front, într-un fel tot ca să scape de ei. Și cam aici se încheie prezența legionarilor pe scena politică, niște ani deloc buni pentru România, dar nici pe departe doar din cauza lor. Să nu uităm, asta e cel mai important. De asta e importantă educația pentru a cincea oară în episodul ăsta și de asta e bine să fii în stare să judeci pentru tine, să distingi binele de rău. De asta trebuie să mergi la școală și de asta școala trebuie regândită ca să învețe copiii de noile valori ale lumii în care trăim a trecut prin destule necazuri ca să se ajungă până unde suntem azi, în cel mai bun punct de până acum. Dar sunt mulți care n-au acces la toate lucrurile de care ne bucurăm eu și tu. Și ca să nu ne împotmolim și să o luăm de la capăt ca societate, ideea ar fi să nu lăsăm oamenii ăștia în urmă. Că ăia lăsați pe din afară o să se simtă atât de răniți, nemulțumiți și abandonați, că nu o să le mai pese de cât rău fac, doar ca să acopere nedreptățile pe care le-au suferit și au completă dreptate până la urmă din partea celorlalți. Punct. Dacă vi s-a părut prea scurt, stați liniștiți că rămân în preajma subiectului ăstuia și săptămâna viitoare. Până atunci știți, toate episoadele le găsiți și pe YouTube și ne revedem din nou duminică de la 17.10. Seară bună!